Astăzi vom continua studiul nostru în cursul Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile. Suntem la lecția suntem la lecția a doua, dar suntem la ziua a 13-a. 28 de zile, împărțit la 7 zile din săptămână, vin 4 săptămâni. Așa că o lecție este concepută pentru o săptămână. Noi acum suntem în săptămâna a doua, la ziua a 13-a. Până acum am învățat câteva procedee sau elemente foarte importante ale studiului Bibliei. Noi studiem Biblia după metoda inductivă. Cuvântul acesta inductiv este un cuvânt de origine latină și este o combinație din două cuvinte care este foarte asemănătoare cu cea din limba română. In înseamnă în, ductio înseamnă ducere, inductiv înseamnă ducere în. Ducere în, indicând direcția înăuntru. Dacă este studiu inductiv al Bibliei, înseamnă studierea Bibliei prin ducere în Biblie. Va întreba cineva dacă cum poți studiezi Biblia și altfel? Da, poți și altfel. Poți citești în Biblie și atunci când îți apar întrebări, să cauți să citești tot ce s-a scris cu privire la aceasta, ce au spus alții, ce cred alții, să întrebi părerea altor oameni. Asta ar fi deductiv, pentru că întrebi, nu mergi în Biblie să cauți răspuns, dar mergi în afara Bibliei să cauți răspuns la întrebările care sunt în Biblie. Cei mai mulți oameni așa procedează pentru că ei nu știu cum se studiază Biblia. Noi cu dumneavoastră învățăm cum să o studiem Biblia ca să putem găsi răspuns la întrebările noastre tot în Biblie. Din Biblie ne vin întrebările, în Biblie căutăm răspunsul. Și metoda aceasta inductivă, ea este alcătuită din trei părți, componente importante. Prima este observarea. Vă amintiți când am făcut exercițiul acela cu creioanele și am văzut cât de puțin vedem noi, o cât de puțin observăm noi din ce e la ce privim. Ei bine, când facem observarea, noi totdeauna avem un scop concret și noi urmărim să înțelegem, să pătrundem esența textului. Dacă am făcut o observare bună, avem o foarte bună temelie pentru a doua parte, care este interpretarea. N-am făcut o observare bună. Nu facem interpretare corectă. Facem o observare bună, facem o interpretare corectă. Și dacă am făcut o interpretare corectă a textului, atunci noi putem să facem și o aplicare corectă, să-l aplicăm în viața noastră. Și asta e a treia parte importantă. Până acum am învățat elemente de observare. Am învățat importanța contextului. Vă amintiți, v-am arătat slide changer-ul. Celălalt dumneavoastră ați spus că e stick de memorie. V-am arătat cu cât de repede poți să te înșeli când scoți ceva din context. Dai o interpretare greșită. Și acum am învățat cât de important este toate lucrurile să le studiem în context. Cel mai bine e când iei o carte întreagă și o studiezi în Biblie. Apoi am văzut că atunci când studiezi o carte, începi cu lucrurile care sunt cele mai vizibile, cele mai ușor de observat. Cel mai ușor de observat sunt oamenii, personajele, evenimentele, mai ales când este vorba de o carte biografică sau istorică. Oamenii, personajele, este cel mai ușor să-i observi. Așa noi am început să studiem cartea prorocului Iona. Citind capitolul 1, am văzut că personajele principale sunt Iona, Dumnezeu, corăbierii, cărmaciu. Am găsit aceste cuvinte, le-am notat, apoi am alcătuit liste și în procesul acesta de alcătuire a listelor tocmai am văzut toate detaliile, nu ne-a scăpat din vedere niciun singur detaliu cu privire la aceste personaje. După ce am identificat personajele, am căutat cuvintele cheie și am găsit cuvinte cheie, acolo erau nenorocire, am găsit un alt cuvânt cheie, frică a fost, am notat și cuvintele acestea cheie și iar am alcătuit liste. Și tocmai listele acestea, procesul acesta de alcătuire a listelor este ca și cum ai deznoda un ghem. Ai despleti un ghem și scoți, vezi toate lucrurile și le vezi clar, le scoți la iveală. Și în felul acesta noi observăm și pătrundim înțelesul textului Scripturii. Acum să mergem la ziua a 13-a, care este intitulată Listele de observații. Și eu dau citire textului, vă rog să urmăriți împreună cu mine. Dacă ești cu mine, vrei să te asiguri că înțelegi, că înveți ce trebuie să înveți. Deci să ne oprim și să analizăm ce am observat ieri în capitolul 1 din cartea prorocului Iona. Una dintre primele expresii cheie pe care poate că ai notat-o este de parte de fața Domnului. Ați observat expresia aceasta? Ea se repetă. Aceasta este folosită de două ori în versetul 3, aproape una după alta.
ceea ce ne dă impresia că Dumnezeu nu vrea să scape din vedere acest fapt. Să scăpăm din vedere acest fapt. Această expresie cheie apare din nou în versetul 10. Acum întreabă-te ce înseamnă aceasta și gândește la aceasta. Dacă Dumnezeu este omniprezent, omniprezent înseamnă peste tot, prezent peste tot. Omniscient înseamnă atotcunoscător. Și dacă Dumnezeu este omniprezent și omniscient, cum poate cineva să fugă în mod literar departe de fața lui Dumnezeu? Imposibil, nu? Dacă fuga de prezența fizică a lui Dumnezeu nu are sens, atunci care ar fi înțelesul? Privește contextul. Dumnezeu îi spune lui Iona să meargă într-o direcție și Iona merge în alta. Sens interzis Iona. Iona știe exact ce face. Citește versetele 9 și 10. După ce le spune corebierilor că este evreu și că se teme de Domnul Dumnezeul Cerului, care a făcut marea și uscatul, marinarii se înfricoșează și îl întreabă cum poate face el așa ceva. Ce făcea Iona? Textul ne spune că bărbații aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Deci, cum a interpretat fuga lui Iona de fața sau prezența Domnului? În lumina acestui context, este aceasta o fugă fizică sau una morală? Este ascundere sau neascultare? Cum credeți dumneavoastră? Neascultare, evident. Deci este o fugă morală una. Dacă continui să citești, vei descoperi că Iona este conștient de faptul că Dumnezeu știe unde este el. Căci știu, zice Iona, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Deci fuga de fața Domnului a însemnat îndepărtarea de voia Domnului. Puteți sublinia, este un adevăr foarte important. Fuga de fața Domnului ar însemna îndepărtarea de voia Domnului. Prin urmare, a trăi departe de fața lui Dumnezeu înseamnă răzvrătire. Când ascultăm, noi ne apropiem de Dumnezeu. Fiindcă tocmai am vorbit despre furtună, ai notat referințele la furtuna care s-a stârnit pe mare. Le-am notat, nu? Ca și nenorocire. Poate că ai notat doar cuvintele vânt, furtună și mare. Aspectele tehnice ale observării nu contează. Scopul este să observi textul cu atenție așa încât să nu-ți scape nimic. Acum citește versetele 4, apoi versetele 11 și 12 și apoi versetul 13. Ce au de a face acestea cu nenorocirea? Există vreo legătură? Și eu vă las pe dumneavoastră să citiți și apoi să-mi spuneți. Există vreo legătură între versetele 4, apoi 11, 12 și 13. Ascult răspunsurile dumneavoastră. Ce legătură este între ele? Dumnezeu i-a dat lui Iona un semn. Un semn că este în neascultare. Prin furtuna aceasta, Dumnezeu i-a dat lui Iona un semn că el este în neascultare. Dumnezeu i-a dat un semn că știe unde este Iona la momentul prezent. Deci Dumnezeu i-a arătat că îl știe, îl cunoaște și e imposibil de fugit de prezența lui. Nu poți fugi nicăieri. Intensitatea furtunii crește. Toate versetele arată că intensitatea furtunii crește, 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 mai mult crește. Până Iona n-a fost aruncat din mare, nu s-a liniștit marea. Nenorocirea era că puteau să moară toți. Nenorocirea mai era că puteau să moară toți corăbierii aceștia, toți pasagerii, toți corăbierii, însă a fost aruncat doar Iona. Este prea devreme să spunem că a murit. Aici e scris că l-a înghițit un pește și a stat 3 zile și 3 nopți, dar e prea devreme să zicem că a murit, pentru că urmează să aflăm ce s-a întâmplat cu el. Bine, scriți răspunsurile dumneavoastră aici, în spațiu rezervat. Eu citesc în continuare, de la pagina 66. Ce fel de nenorocire i-a lovit? O furtună. De unde venea furtuna? Cum s-a întâmplat? Cine a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic? Observă progresul. Vântul crește în intensitate. Marea se întărâtă tot mai mult împotriva lor și nu se potolește până când îl primește pe Iona. Dumnezeu se află în spatele nenorocirii. Domnul Dumnezeul Cerului, care a făcut marea și uscatul, a stârnit furtuna și a oprit furtuna. Toate acestea pentru a-și împlini planul. Și același Dumnezeu care a făcut marea a trimis un pește mare să-l înghită pe Iona. Interesant, nu-i așa? Ce poți spune oamenilor care nu vor să creadă că aceste evenimente au fost acțiuni suverane ale lui Dumnezeu? Ce le poți arăta la oamenii aceștia?
Ce le pot spune oamenilor care nu cred că acestea au fost evenimente, care nu cred că au fost evenimente sau acțiuni suveranele lui Dumnezeu? Când se întâmplă un cataclism natural, o nenorocire, ei nu îl văd pe Dumnezeu în spatele. Ce le pot spune la astfel de oameni? Sunt necredincioși. Necredincioși. Poți să le arăți exact ce ai studiat și ai descoperit tu însuți. În primul rând, Iona credea în mod evident că Dumnezeu deținea controlul asupra situației. El singur a spus. La fel credeau și corăbierii sau marinarii. Deci aici erau deopotrivă, gândeau în același fel. El era credincios în Dumnezeul adevărat, ei erau păgâni. Dar și unii și alții credeau că în spatele la toată nenorocirea asta stă o ființă supremă, o ființă divină. Dacă oamenii din zilele noastre nu cred, faptele nu se schimbă. Dacă oamenii din zilele noastre nu cred, faptele nu se schimbă. Deci necredința noastră nu schimbă faptele. Și fiecare are responsabilitatea de a le crede. Credința noastră nu produce faptele și necredința lor nu le poate face să dispară. Nici credința, nici necredința nu pot să altereze adevărul. Iar tu și eu trebuie să ne amintim acest lucru. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu minte. Ai observat referințele la rugăciune atunci când ai notat Iona 1. Te sfătuiesc să notezi referințele la rugăciune ori de câte ori studiezi Biblia, ca să vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre acest subiect foarte important. Dar noi n-am notat. Desigur, poți nota în același fel sinonimele pentru rugăciune, de exemplu, verbele a chema, a striga. Acum citește capitolul 1 și notează orice referință la rugăciune. Scrie o listă cu tot ce ai învățat despre rugăciune din acest capitol. Acesta e cuvântul cheie pe care trebuie să-l notăm acum. Rugăciune. Rugăciune. Și sinonimele a striga, a chema, care se referă la relația omului cu Dumnezeu. Deci cuvântul rugăciune. Să-l notăm în felul următor. Iată așa. Ușor? Persoană care stă și se roagă. Eu fac așa un semn. Dacă vi se pare prea greu, faceți pur și simplu cu o culoare. Vă las acum să citiți capitolul în întregime, capitolul 1. Și ori de câte ori ajungeți la cuvântul rugăciune sau a chema sau a striga, notați-l în felul următor. Bineînțeles, când se referă la a chema, omul cheamă pe Dumnezeu, omul strigă la Dumnezeu, la relația omului cu Dumnezeu. Ceva care indică la rugăciune. Acum, dacă ați notat cuvântul acesta, rugăciune, găsiți undeva un spațiu gol în manualul nostru unde ați putea face lista aceasta, unde o puteți scrie. Uitați-vă, poate în urmă, dați la lecții, de urmă în spațiu, așa, și aici o să faceți, aici numai o să faceți o notă, o să scriți aici pe câmpușor, ca să știți unde vă este lista. Lista e la pagina și vă dați la undeva, la o pagină urmă. Aveți undeva un spațiu liber unde putem scrie lista. Și să alcătuim acum lista. Deci noi scriem despre rugăciune. Și ce aflăm despre rugăciune? În ce verset prima dată ați văzut cuvântul rugăciune? 2. Nu. Nu, ce are în vedere acolo? Când zice strigă împotriva ei, în sens propovăduiește împotriva ei, spune-le, anunță-le, declară-le un mesaj. Am un mesaj pentru ei. Atunci 5. 5. Deci corăbierii au strigat la cine? Fiecare la Dumnezeul lui. Corăbierii au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Unde vedem iar? 6. Cum putem scrie aici? În 6. Ce învățăm despre rugăciune?
Cărmaciu e convins că pe cineva ajută. Cărmaciu, cărmaciu cui se adresează acum? Și ce spune? Ce face? Cheamă Dumnezeu tău. Așa, deci cărmaciu îl pune pe Iona să se roage, să cheme pe Dumnezeu lui. Unde mai este iar? În 14. Ce aflăm? Corăbierii au strigat către Domnul și au zis, în 14. Corăbierii se adresează la Dumnezeu lui Iona. Corăbierii au strigat către Domnul Iona. Către Dumnezeu de data aceasta, așa? Am strigat către Dumnezeu. Și gata, nu mai este. Sau mai este cuvântul acesta? Nu este. Unde? Nu pare că nu mai este. Au făcut juruințe. Da, au făcut, da. Aveți dreptate, au făcut juruințe. Versetul 16, foarte corect. Cine? Tot corăbierii. Au făcut juruințe. Acum, să facem o analiză. O analiză scurtă a listei noastre, a ceea ce am scris pe tablă. Noi, în capitolul acesta, avem un om credincios, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care e proroc, Iona. Ne-am aștepta să-l vedem pe el un om a rugăciunii, un om care se roagă. Nu-l vedem pe el să se roage aici. El a fost trimis de Dumnezeu să propovăduiască. Să declare un mesaj de la Dumnezeu pentru locuitorii unei cetăți a căror răutate s-a ridicat până la cer. Și el refuză să meargă să declare mesajul ăsta. Nu vrea să meargă, nu vrea să facă misiunea la care îl trimite Dumnezeu. Dar cei care se roagă aici sunt păgâni. Sunt oameni păgâni, prima dată când îi vedem, în mijlocul unei nenorociri, ei au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Fiecare avea un Dumnezeu lui aparte, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu adevărat. Prima lor interacțiune cu Iona, prima lor la subiectul ăsta rugăciunii, este cărmaciu care a venit și l-a forțat pe Iona să se roage și el. Să se roage, să strige și el, să cheme pe Dumnezeul lui, poate așa vor fi salvați de furtună. După ce au cunoscut, de la Iona l-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat și au aflat și motivele pentru care se întâmpla toate acestea, ei știți că Iona le-a sugerat să-l arunce în mare. Ei nu au făcut așa, au căutat să depună tot efortul pentru a-i salva viața. Dacă au văzut că tot e imposibil, nu pot să-i salveze nici viața lui, nici pe a lor, atunci au hotărât că l-aruncă din mare. Fac așa cum le-a sugerat, l-aruncă în mare, cum le-a sugerat el. Dar înainte de aceasta au strigat către Dumnezeu și-au cerut iertare deja pentru ceea ce urmau să facă. Apoi, după toată experiența aceasta, după ce s-a liniștit marea, ei au făcut juruințe. Asta tot ține de comunicarea lor cu Dumnezeu. La început oamenii aceștia nu comunicau cu Dumnezeu, comunicau cu idoli, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Spre sfârșitul capitolului, pe oamenii aceștia vedem că ei comunică, au trecut printr-o experiență groaznică, foarte înfricoșătoare, o experiență de viață și moarte, dar de acolo au ieșit oameni credincioși din experiența aceasta. În experiența aceasta tocmai s-a stabilit comunicarea lor cu Dumnezeu. Aici au început ei pentru prima dată să comunice cu Dumnezeu prin rugăciune și i-au făcut și juruințe. Să dăm înapoi la pagina 67 și eu citesc ultimul aliniat. În sfârșit, când ai făcut lista referitoare la corăbieri, așa e că te-ai bucurat văzând ce s-a întâmplat în timp ce au trecut prin această experiență? S-a întâmplat ceva în viața ta în aceste ultimele 13 zile ca rezultat al parcurgerii acestui studiu? Descrieți experiențele mai jos și apoi încheie studiul de astăzi vorbind cu Domnul Dumnezeul Cerului care a făcut marea și uscatul. Noi ieri am avut experiența asta, ne-am rugat, da? Dar acum descrie aici, descrie experiența ta. De fapt, în rugăciune poți spune experiența ta. Poți să-i spui lui Dumnezeu într-o rugăciune scrisă, care e experiența ta cu El acum, ce ai experimentat, ce s-a schimbat ceva. Presupun că cei mai mulți ați terminat să scrieți și acum vreau să dau citire la ultimul aliniat, de la pagina 68. Dragul meu!
Ai observat de câte ori ai citit capitolul 1 din Iona? Până aici, de vreo 6 ori am citit. Nici n-am observat. De fiecare dată a fost interesant, pentru că de fiecare dată am avut un alt scop. De fiecare dată altceva am urmărit. De fiecare dată am descoperit lucruri noi. Am observat lucruri noi care nu le vedeam la citirile anterioare. Citirea și notarea sunt căi extraordinare pentru a strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Pentru ca El să-ți poată aminti adevărul Său în orice loc, în orice moment și în orice situație, ca să poți trăi o viață plăcută Lui. Cu aceasta am încheiat ziua a 13-a din studiul nostru în cursul Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile.